The Sun Trip, turul de ciclism al Europei, a ajuns în această săptămână și la Constanța. Cei 7 sportivi din diferite colțuri ale lumii care au ajuns la malul mării au fost primiți cu produse tradiționale românești, dar și cu mult entuziasm pe faleza cazinoului de către reprezentanții administrației locale, dar și de pasionații de ciclism. Well, I confess it's not easy, no. No, it's not easy because, there is a lot of trucks. And no space for cyclists, and the trucks create hills in the roads, and so you have a very narrow band of 30 centimeter when you can drive. I make this trip with my boyfriend Pumin. We are a team, and we are researching an adventure, and the Sun Trip sounds good for this kind of adventure. Niciunul dintre competitorii străini nu mai vizitase până acum țara noastră, despre care spun că are peisaje minunate, oameni foarte primitori și bucate alese. Need to say first of all thank you to the city of Constanța to welcome us. This is one of the warmest welcome we have during the race that started few weeks ago from Brussels. Baudin, la fel ca ceilalți participanți, și-a aranjat singur bicicleta, care are două panouri solare. Nu este deloc ușor să o conduci, recunoaște el, dar experiența merită tot efortul. Alors, yes, it's really it's unbelievable. Because you know, the bike itself is very high, very heavy. Then you put the luggage, making it even heavier. Then you put this, it's really heavy. The goal for me, the first goal is to stay alive. It's you know, you smile, but you feel close to death. So my first goal is to stay alive. It's not because people are bad at all. The space is too small. La The Sun Trip participă 50 de concurenți care în maximum 90 de zile trebuie să străbată 33 de țări și în jur de 10.000 de kilometri. Traseul participanților prevede 5 checkpoints obligatorii: Riga, Constanța, Paso Stelvio, Pico Valeta, Porto și Lyon. Cursa nu este asistată, participanții fiind liberi să-și aleagă traseul și trebuie să se descurce singur în cazul unor dificultăți tehnice. Scopul competiției este promovarea unui mijloc de transport sustenabil.